după numeroase discuții, noi nume au intrat pe lista executivului Ponta 2, în timp ce altele au ieșit. Puiu Hașoti, Eduard Helving și Ovidiu Silaghi au fost scoase de pe lista premierului, a anunțat la mijlocul acestei săptămâni Crin Antonescu. Nici Ecaterina Andronescu nu mai face parte din cabinetul Ponta 2. Premierul desemnat Victor Ponta a anunțat că vor fi 27 de miniștri, 24 de portofolii și 3 vicepremieri. O să discutăm probabil sâmbătă deja cu noi miniștri. În acest moment au descris la programul de guvernare și vă spun, sunt foarte preocupat, în afară de domnul Dușa și domnul Oprea va intra în acest dispozitiv de ținere, să zic, în funcțiune și în priză a tuturor autorităților implicate în combaterea problemelor cauzate de intemperii. Pentru că, bun, noi facem guvern aici, dar oamenii care sunt rupți de căile de comunicație au nevoie de ajutor, nu interesează că facem noi guverne și asta trebuie să funcționeze în continuare. Daniel Constantin este nominalizarea Partidului Conservator pentru Ministerul Agriculturii, iar vicepreședintele Maria Grapini este nominalizată pentru Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Turism și Mediul de Afaceri. Da, Partidul Conservator are practic prin numărul de parlamentari pe care îl are două funcții la nivelul guvernului. Am avut o discuție și cu domnul Ponta și cu domnul Antonescu. Mi-au făcut propunerea de a avea funcția de viceprim-ministru și ministru cu portofoliu. Am considerat că este necesar să avem două nume din Partidul Conservator la nivelul guvernului. Din acest motiv am renunțat la funcția de viceprim-ministru și astăzi vom valida două nume la care vor avea portofolii la nivelul guvernului. Radu Mazăr a declarat că nu are obiecții la propunerile pentru viitorul guvern și că nu crede că există vreo nominalizare care să ridice probleme. Ce, credeți că există vreo nominalizare care să ridice ceva probleme aici sau veți fi de acord cu toată lista? Nu cred. Dumneavoastră nu. Dar o știți și voi, ce dați voi la televizor. Inclusiv generalul Oprea? Doamna Andronescu rămâne la el. Da, el, inclusiv generalul Oprea. Pentru că pe undeva, dacă nu era Oprea, rămâneam tot cu unguent. Deci trădarea e bună de ambele părți. Nu? N-am înțeles formularea, unguent, nu știu la ce vă referiți. Știți, păi de la dumneavoastră, de pe la presă am... Am aflat și eu porecla care îi se potrivește. Cel care comanda pe banii publici fel de fel de unguente, de creme, de trabucuri și așa mai departe. Eu trabucurile le plătesc din banii mei. Trebuie să fie cu succes, nu? Că dacă va fi cu succes, va fi bine și pentru voi și pentru noi. Sunteți mulțumit de cum arată lista guvernului? Nu cred că e important să mulțumirea mea. Nu mai sunt mulțumit cu ce fac. Anul 2013 va fi un an foarte greu dacă angajamentele nu vor fi respectate de noul guvern. Deci nu sunt lucruri simple. Sunt promisiuni pe care le-am făcut și trebuie să le respectăm. Obligația să se gândească în primul rând la funcție, la ceea ce le scrie în regulamentul organizare și funcționare, în comunicare foarte bună, în proiecte publice și mai târziu la familie, la prieteni. E o chestiune foarte grea. 2013 va fi un an în care foarte mulți vor urca și foarte mulți vor coborâ dacă nu vor respecta angajamentele lor. Cum mi se pare acest guvern? Mare, mic, destul de stufos? Nu, deci sunt practic 18 ministere, 24 de miniștri, 2 viceprim-ministri. Practic sunt tot 18 ministere, bugetul este același, nu se modifică, nu se mărește, nu avem nicio șansă să rămâim, astfel încât guvernul, chiar cu numărul de ministere, chiar că este mare sau mic, se încadrează în același fonduri, așa că nu sunt probleme din acest punct de vedere. Și cum în politică totul se negociază, inclusiv respectul, premierul Victor Ponta a declarat că acordul pe care l-a semnat cu președintele Traian Băsescu conține o frază în care se arată că cei doi vor folosi persoana a doua plural și nu vor utiliza epitete sau comparații din regnul animal.